Ei spun că Hristos, la 1844, a intrat în cel de-al doilea compartiment al locașului cel sfânt, da? În ceruri, pe 22 octombrie 1844, și acolo a început lucrarea, citez, a judecății investigative. Și aceasta reprezintă faza a doua a lucrării ispășitoare a lui Hristos, care este și faza, finală. Din cauza că mântuirea ține de această fază, adică Hristos a început ispășirea pe cruce, s-a dus în ceruri, a stat 2300 de ani, unde într-adevăr jertfa sa este aplicată celor din lume care cred, dar în 1844 începe faza a doua a ispășirii. Ispășirea nu s-a terminat la cruce. Hristos n-a spus tetelestai, da? N-a spus a încheia, s-a finalizat. În 1844 există o a doua etapă a ispășirii. Și pentru că aceasta a doua etapă a ispășirii, nu a mântuirii în sensul că există mijlocire, va exista glorificare, ci a ispășirii, a iertării, a jertfei pentru iertare, nimeni nu poate ca să aibă garanția mântuirii, pentru că ceea ce e nevoie pentru mântuire încă nu s-a întâmplat. A doua etapă a ispășirii nu este completă. Ca să fii cu adevărat mântuit, trebuie să beneficiezi de ispășirea de la cruce și de această ispășire de la 1844 încolo, care nici nu știu cum e aplicată retroactiv și mai departe, nu sunt chiar așa de curios ca să mă aprofundez chiar așa de mult. Da? Dar, pentru că există aceste două etape ale ispășirii, siguranța mântuirii practic este imposibilă. Astăzi, în cadrul mișcării adventiste, sunt mulți, chiar și cei moderați, care zic că poți avea siguranța mântuirii și că ceea ce se întâmplă prin ispășirea, a doua etapă a ispășirii în acest locaș sfânt, din 1844 încolo, este mai mult o problemă figurativă și așa mai departe. Da? Le tot întorc de pe o parte pe alta. Da?